Bună ziua! Astăzi o să vorbesc un pic despre pompele de alimentare. Mai precis pentru benzină, pe care le-am constatat de la MOL și de la OMV. În momentul când alimentez de la MOL, parcă o mașină este un pic zgomotoasă. Este vorba de același combustibil, dar aceeași cifră octanică. Probabil că diferă compoziția de aditiv, etc. Ceea ce am constatat în ultimul timp este că în momentul când am alimentat de la OMV, parcă mașina este un pic mai silențioasă. În momentul când s-a făcut alimentarea, acum nu știu de pompele de benzină, dar am constatat că în momentul când se alimentează la OMV, are loc să aprinde un LED roșu pentru vaporii de benzină. Nu știu dacă toate stațiile de benzinărie au așa ceva. Probabil că dacă nu au așa ceva, trebuie făcute ture de vizitare și purjare, ca și la, să zicem, GPL-urile după camioane, buteliile sau cum vreți să le spuneți. Practic, e posibil să existe vapori de benzină, presiune mare, sau presiune mai mare. În rezervor, ceea ce în timp poate să ducă la o posibilă fisurare a rezervorului în care este stocată benzina. Că trebuie făcută o aerisire, o purjare, o vană de aerisire, ceva. O zi plăcută în continuare să aveți.